M-am gândit și la o poezie care este și cântare a fratelui Traian Toz. Știți, ne uităm în lumea aceasta și vedem prieteni, colegi de școală. Noi suntem puși să fim sărbători. Voi unde ați plecat, veți merge în clasă, la liceu și oamenii se vor uita la voi. Fiți o pildă. Oamenii caută în lume, caută mângâiere în lume, caută în copilărie, caută în tinerețe, caută și caută, dar nu găsesc, pentru că nu caută unde trebuie. Un singur prieten al Evangheliei, și acesta este Iisus. Deja cred că v-ați dat seama care este pentru el. Nu ți-a fost prieten cu credință. Nu ți-a fost prieten Duhul Lumii. Te-a amânat de azi pe mâine și după ani de amăgire, nimic nu ți-a lăsat pe mâine. Nu ți-a fost nici copilăria prieten, cât ai prieten credincios. Curând s-a dus semină către alții și gol te-a părăsit pe mâine. Nu ți-a fost prieten cu credință, nici tinerețea cât ai vrut. Nici sănătatea, nici norocul, un singur prieten al lui. Dar pe acela unul singur, l-ai prețuit cel mai puțin. L-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai privit cel mai străin. Și totuși, încă el așteaptă ca în sfintele-ți părere de rău să prețuiești a lui la iubire, cât l-ai așteaptă în bracul tău. Deschide-i singurului prieten, plângându-ți vina ta cu amare, căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci. Va ființa ta. Hristos, Domnul, este singurul care este cu noi în orice moment. Nici mama, nici tată, să știți. Nu pot să fie cu noi oricând, oriunde. Și protecția lor este extrem de limitată. A soțului, către sau a soției, în familie, a copiilor, a părinților, a bunicilor, nimeni. Din viața ta, în momentele cele mai bune din viața ta, în momentele normale din viața ta, în momentele de rutină din viața ta, Hristos este cu tine. Nu uita la parte, pentru că este singur prieten. Dragi tine, simți că ai lucrul acesta. La fel fac și eu. Mă străduiesc. Și toți cei care se vor încrede în noi, nu vor fi dați de ușină. Și să nu ne amăgim, prietenia lui. Sunt câteva versete aici. Nu este timpul să le amintim pe toate. Și mă apropii de încheiere. Zice așa. Nu știți că prietenia lui este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Este și reversul medaliei. Dacă nu suntem prieteni cu Hristos, suntem prieteni cu lumea. Suntem vrășmași cu Dumnezeu. Nu există o cale de mijloc, să știți. Nu există. Cineva ar putea să spună, și mulți sunt care spun așa, nu mă intervează, nici atâta exagerat, ce tot atâta biserică și credință și, e bine, să ai așa toate, dar nu așa cu limite. Asta e vocea diavolului. Vocea diavolului. Pentru că diavolul nu se tăcătuiește, el e de acord și cu credința. Știți cum spunea părintele Iosif Trifa? În repetate și istorioare de-a lui, când cel care nu-și făcuse rugăciunea, păi, trezi diavolul, băi,
faci rugăciunea. Că el în fiecare oră își făcea acolo, dar și-o făcea mecanic. Și atunci a spus, băi, dacă se scapă cu somnul și el se trezește, ai, poate începe să se căiască, să-i pară rău, să se trezească, sufletește. Și nu, așa, trezește. Și se zice acolo. Deci asta e atitudinea lui. Să amestece lucrurile, atunci e bine. Dar nu e bine. Nu-i bine, să ne înșelăm. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar prietenia cu Iisus este invers, este vrăjmășie cu lumea. Vrăjmășie dintr-un punct de vedere. Pentru că nu ne simțim bine. Nu este locul în care noi vrem să mergem și să trăim. Sufletește-vă. Dar noi suntem în lume. Suntem lângă aproapele nostru. Și trebuie să fim sarea Pământului și lumina lui Hristos se vadă în noi. Doamne, ajută-ne! Iubiți tine, vă mulțumesc pentru exemplul frumos care l-ați dat, pentru tot aceste trăire înaltă duhovnicească din tabăra aceasta. Dar să rămânem cu Hristos, să rămânem cu Dumnezeu singurul care este lângă noi, să ne hotărâm, să mergem cu El până la capăt și atunci în veșnicie vom fi cu Hristos în slavă pentru totdeauna. Dacă Hristos scrie numele nostru în cer, este cel mai mare lucru de care noi ne putem bucura. Știți? Și cu asta mă